dimineața, bine v-am găsit la Părinte la Fix. Pentru toți cei care nu ați reușit să dormiți prea mult aseară, fiindcă aveți un bebe care nu este încă prieten cu somnul, vă spun să nu ne lăsăm copleșiți de valul de epuizare și vă propun să mergem într-o călătorie plină de haz și de sfaturi utile în emisiunea noastră de astăzi. Hai să începem! Știți cum se spune că a avea un bebeluș este una dintre cele mai frumoase experiențe din viața unui om? Bine, nimeni nu menționează că în primele luni bebelușii dorm mult, dar cu un program care pare să fie stabilit de un DJ de la Ibiza. Petreceri până la răsărit și somn peste zi. Și tu, părintele, devii expert în a dormi în picioare, pentru că în momentul în care încerci să te întinzi și tu, bebelușul decide că este momentul perfect pentru un party în scutece. Despre tranziții de somn în perioada primelor 5 luni și mergem mai apoi și spre 2 ani de viața-i bebelușului și ai copilului. Discutăm cu Patricia Ferenț, consultant în somnul bebelușului. Bine te-am găsit, Patricia! Bine v-am regăsit și eu și mulțumesc pentru invitație. Cum e cu DJ-ul ăla? E cam așa? Da, cam așa. Da, dacă nu avem grijă să facem tranzițiile la momentul oportun și atunci când bebelușul este pregătit, da, avem party-uri dimineața, la prânz, seara și mai ales noaptea, când ar trebui să dormim liniștiți. Mie mi s-a apărut cea mai grea perioadă din viața mea, aceasta a primelor luni, să zicem așa, de adaptare a copilului la ceea ce se numește ritmul circadian. Nimic nu te pregătește pentru asta, da? Nici nopțile pierdute, petrecerile la care ai fost, probabil, și, mă rog, atunci aveai timp să te recuperezi după. Acum nu mai e cazul de nicio recuperare pentru că o ții într-un deficit de somn. Hai să înțelegem cum funcționează lucrurile și când vedem luminița de la capătul tunelului. O vedem destul de repede, mai ales dacă avem o igienă a somnului din ziua 1, de când ajungem acasă cu bebelușul, și dacă suntem atenți la mici lucruri, cum ar fi o rutină sănătoasă de somn, un mediu optim și un program adecvat vârstei. Așa cum ai spus tu, în momentul în care ajungem acasă cu copilul, poate că în primele luni, dacă suntem norocoși și avem un copil care este prieten cu somnul, în primele luni o să fie așa o lună o perioadă de miere în care copilul și părinții dorm și spun, vai, ce frumos e, uite că am reușit. Și tu crezi că așa va fi tot timpul. Exact, cred că așa va fi tot timpul. Și undeva după 3 luni, situația începe un pic să se schimbe, copilul devine mai activ, începe să fie mai prezent, deja începe să zâmbească, ne se pare, wow, se schimbă lucrurile, începe să aibă și primele achiziții, prima dintre ele fiind rostogolirea, undeva aproape de vârsta de 4 luni, când cumva începe să facă, să se apropie de primele tranziții mari de somn. Da? În primele 3 luni poate avea până undeva la 7 somnuri pe zi, ușor, ușor ajunge la 4-5 somnuri în jurul vârstei de 3 luni, iar la 4 luni, în perioada de 4 spre 5 luni, chiar 5 luni jumătate, unii copii, în funcție de momentul la care sunt pregătiți, fac tranziția la 3 somnuri. 3 somnuri ale zilei pe care le păstrează undeva până 7-8 luni. Uite, vreau să te întreb apropo de perioadele de somn. Cam cât de lungi trebuie să fie orele acelea în care bebelușul doarme, cel puțin în primele luni, și dacă este cazul să-l trezim, da, cum am citit și poate cum se practică, astfel încât să-i menținem un program cât de cât. E ok să trezești copilul în timp ce doarme sau îl lași să își facă plirul, cum s-ar zice, și te rogi la Dumnezeu să adoarmă la un moment dat în timpul nopții? Nu, tocmai asta e, că dacă lăsăm să-și facă plinul, după aia o să avem probleme pe parcursul zilei și în special noaptea. Ce se întâmplă? Știu că părea un pic dificil și spune, ai, m-am chinuit să-l adorm o oră și acum să-l trezesc din somn. Da, trezim copilul din somn dacă are un somn mai lung de 2 ore și dacă, în general, suntem cu un copil care are 3 sau 2 somnuri pe zi. Pentru că în momentul în care face tranziția la un somn, somnul lui va fi de 2 ore jumătate, poate chiar 3 la începutul tranziției. De ce trebuie să trezim copilul din somn doar dacă are un somn mai lung de 2 ore? Pentru că altfel programul zilei nu va mai fi un program de somn adecvat vârstei. Deci va face un somn care va depăși cele 2 ore. Poate ajunge la 2 ore jumătate, 3, iar dacă avem un copil care trebuie să aibă 3 somnuri pe zi, acele 3 somnuri nu se vor mai încadra. Și atunci vom avea poate 2 somnuri, al doilea somn va fi de proastă
mortalitate scurt, vom avea perioade de veche lungi sau prea scurte și de aici vor începe să apară ușor-ușor problemele de somn. Hai să-ți dau un caz, apropo. Da. Sunt mame care, bineînțeles, se chinuie așa cu programul de somn al bebelușului și bebelușul devine activ seara sau noaptea și încep să se joace cu el. Cum e cazul să facem? Și ce se întâmplă un copil care doarme mult ziua, atunci noaptea nu mai are presiune optimă de somn și se trezește. Și putem să observăm treziri după primele 40 de minute momentul la care adorme. Ciclurile acelea de somn. Exact. Da. Sau putem să ne trezim în jurul orei 1-2 dimineața, că nu mai reușim să readormim copilul. În niciun mod. Nici legăna, nici plimba, nici alăptat. I-am dat să mănânce, nu mai vrea să doarmă și uite, e vesel, cântă și așa mai departe. Da, normal, nu avem ce face și o să continuăm o perioadă, poate până la o oră în general, maxim, perioada în care încercăm să petrecem cumva timp copilul. Dacă normal ar fi să, recomandarea ar fi să încercăm să-l readormim. Să-l liniștim, însă, da. Să-l liniștim, însă da. Foarte mulți copii vor plânge foarte, foarte rău, tocmai pentru că nu au un program conform vârstei lor. Și atunci, pentru că au dormit foarte mult ziua, ei noaptea au nevoie de, se trezesc și au această oră, unii două ore, sau pot avea treziri matinale, treziri înainte de ora 6. Și avem un copil care de la 4:30, 5:30, nu a mai reușit să-l adorm. De ce? Pentru că nu avem un program adecvat vârstei sau pentru că am făcut o tranziție mult prea devreme. Copilul nu a fost pregătit și, în general, tranziția asta mult prea devreme se întâmplă la momentul tranziției la un somn. Tranziția la 3 somnuri se face cumva natural, la fel și cea de la 2 somnuri, dacă suntem atente și urmărim copilul, el ne dă toate semnalele de care noi avem nevoie. Da? În jurul vârstei de 7 luni, între 7 și 8 luni, practic primele 2 somnuri sunt atât de lungi, încât al treilea somn, acel al treilea somn care în general este scurt, de 30-40 de minute, nu mai încape. Nu mai încape înseamnă că ne-ar trimite cu o oră de culcare seara foarte târzie, undeva în jurul orei 9-9:30, când este deja mult prea târziu pentru un copil de 6-7 luni. Așa este. Și atunci tranziția la 3 somnuri și la 2 somnuri ar trebui să vină cumva natural, dacă avem un program până atunci adecvat vârstei și știm cum, care este ritmul copilului nostru și de cât somn are nevoie copilul nostru ziua și noaptea. În schimb, tranziția la un somn este o tranziție extraordinar de dificilă și cea mai grea tranziție pentru copil, pentru că somnul de noapte, cum s-ar zice, adică când tranziția culci la somnul de prânz. A, somnul pentru de că prânz, el da. Își elimină, va rămâne cu un singur somn da. În jurul vârstei între 13 și 15 luni, depinde de momentul la care este copilul pregătit, rămâne cu acest somn până undeva aproape de vârsta 4-5 ani, alții la 3:30 renunță, și îl scot, da? Și îl scot, depinde momentul la care el dă semnalul că nu mai are nevoie de acest somn al zilei. În schimb, tranziția asta este o tranziție grea. De ce? Pentru că avem niște perioade de veche foarte mari. De 5 ore prima perioadă de veche, ulterior a doua perioadă de veche va fi undeva de 6 ore. Și atunci copilul are nevoie și organismul copilului are nevoie să învețe să reușească să stea acest timp treaz. Iar dacă facem tranziția asta de vreme, cu majoritatea părinților o fac undeva în jurul vârstei de un an și spun, ai, gata, trecem la un somn, pentru că este mai ușor și pentru părinte, poate petrece mai mult timp afară, da, poate da. Sta mai mult timp cu copilul plecat, dar copilul nu este pregătit. Iar are niște momente în care se întâmplă niște regresii ale somnului și mai mult decât atât, niște momente în care apare falsa renunțare la somn, o numim noi. Copilul cumva are câteva zile în care nu-și mai dorește cel de-al doilea somn sau îi este foarte greu să-l facă și atunci părinții zic, a, gata, e pregătit să facă tranziția la un somn. Este pregătit, face tranziția, face un somn pe zi, una, două, trei zile, după care observăm că încep să apară treziri matinale despre care spuneam, treziri pe parcursul nopții, night party-uri, cum le numim, da, apropo de ce spuneai la început de DJ, așa, de petrecerea în scutece, și diverse alte probleme. De ce? Pentru că începe acest prim somn undeva în jurul orei 11, poate doarme o oră, oră jumătate, două ore, da. Iar ulterior părinții îl țin treaz pe copil până la 7-8. Exact. Când să ne amintim că cu câteva zile înainte sau săptămâni înainte, el dormea până undeva la 4 și îl culcam la 8-8 jumătate. Da? Avea exact. 4 ore da, jumătate. Da, de veche, acum, da. De start, îl ținem treaz 5-6 ore și este mult prea, e prea mult, mult pentru un da. Copil de un an. Uite, apropo de salturi mentale, dacă pot avea loc schimbări în timpul
timpul somnului și mai ales noaptea, atunci când ei, știi prea bine, au noi achiziții. Și atunci te trezești 2-3 zile, eu spun din propria experiență că așa mi se întâmpla, 2-3 zile acolo când era pe vreun salt, se trezea în timpul nopții și avea chef de orice. Vorbea, ce-și amintea ce a mai făcut în timpul zilei, orice, dar nu dormea. Deci 2-3 zile eram un pic zombie așa, cât el îmi povestea lucruri și apoi se liniștea și redevenea copilul meu. Da. Se întâmplă mai ales în momentele de achiziții foarte mari. Ei sunt extraordinar de entuziasmați de aceste achiziții și normal că vor să le exerseze. Există un punct de intensitate a acestor salturi. Așa cum ai spus tu, ele durează 2-3 zile. De aceea e important să fim extraordinar de consecvenți cu somnul. Da? Și să nu schimbăm programul de somn, rutina, mediu și așa mai departe. Pe întuneric. Da, exact, exact. Păstrăm în continuare, nu aprindem lumina, nu încercăm să vorbim cu copilul și așa mai departe. Stăm acolo lângă el în liniște și îl lăsăm să își facă ridicările lângă pătut, să exerseze ridicatul, coborâtul, rostogolitul, vorbitul, cum ai spus mai devreme, alții cântă pentru că descoperă sunetele. Descoperă vocea, exact, exact. Și atunci îl lăsăm în pace și nu încercăm noi să-l stimulăm și mai mult, da? Cu aprinsul luminii în miez de noapte, vai, mami, sau să încercăm să-l încurajăm să facă și mai mult lucru pe care îl face. Cum stau lucrurile după vârsta de un an jumătate, când ajungem spre 2 anișori, așa, apropo de somn? Ar trebui să stea foarte bine, adică în jurul vârstei de 18 luni, tranziția asta la un somn, fiind și cea mai grea, durează undeva până la o lună să se așeze. Să se așeze înseamnă să ajungem cu somnul ăsta de prânz undeva în jurul orei de 12:30-1. Practic, este ora la care copilul va dormi și la grădiniță ulterior, la ora 1. Și atunci noi trebuie să ajungem cu el treptat, încet, pe parcursul a 2, 3, chiar 4 săptămâni, în funcție de cât de sensibil este copilul la somn, la această oră de somn. Practic, după 18 luni, copilul se trezește undeva între ora 6:30 și 7:30, are somnul de prânz la 12:30 sau la ora 1, în funcție de nevoia. Cât trebuie să doarmă atunci, la somnul acesta? Atât cât are nevoie, da? Nu trebuie să doarmă cât doarme copilul vecinului. Pentru că al meu dormea undeva la, să zicem, 2 ore maxim, o oră jumate, 2 ore. Dacă îl lăsa mai mult, pentru că el ar fi dormit. El ar fi dormit până la 5 după amiaza, dacă l-aș fi lăsat. Atunci își modifica ora de culcare seara și își o împingea din ce în ce mai mult. Și atunci e ok să facem corecția asta la somnul de prânz? Da, dar undeva după vârsta de 2 ani, dacă simțim că doarme mai mult de ora 4. Da. Dar până la ora 4 lăsăm să doarmă, mai ales în prima perioadă a tranziției, când el abia a început să se obișnuiască cu acest singur somn al zilei și organismul lui a început să accepte 5-6 ore de stimulare continuă. Și atunci, după vârsta de 2 ani, dacă simțim că somnul acesta începe mai târziu, poate a început la 1:30 din diverse motive, și atunci copilul doarme mai mult de ora 4, dacă vrem să păstrăm o oră de culcare până în ora 9 a copilului, până în ora 9 seara, atunci îl trezim doar dacă doarme mai mult de ora 4. În rest îl lăsăm să-și facă somnul și urmărim nevoia lui de somn. Așa este foarte important. El, copilul, dacă suntem atent la el, ne dă toate indiciile de care avem nevoie. Nu trebuie să facem niciun fel de calcule matematice, nu trebuie să stăm tot timpul cu ochii pe ceas și oricum, până aproape de vârsta de 2 ani, dacă copilul știe deja și are o rutină formată, el singur cere la somn. Și zice, spune, mă rog, somn, trage spre pătuțe, ți-a zis o părticică, dacă el e obișnuit să îi citești, în funcție de rutina pe care voi v-ați format-o până la vârsta aceea. Așa este, sunt adorabili oricum, asta este, sunt provocări, dar le trecem așa ușor, ușor, știi cum e. Este o călătorie minunată, noroc că avem și specialiști care ne pot îndruma atunci când avem tot felul de întrebări și o să avem și știri călduțe pentru părinți și te invit să le ascult, să le ascultăm împreună, știrile părinților. Țara noastră se confruntă cu un declin demografic alarmant, având un număr istoric scăzut de nou născuți înregistrat anul trecut, doar 155.000. Acesta nu este doar un record negativ pentru țară, ci și un semn preocupant al schimbărilor comportamentale și sociale ale tinerilor români. Sociologii observă o tendință clară în rândul tinerilor, care acum pun accent mai mult pe dezvoltarea carierei și pe explorarea lumii decât pe construirea unei familii. Majoritatea familiilor tinere aleg să aibă un singur copil sau cel mult doi,
căutând să mențină un nivel de trai ridicat și să investească mai mult în educația și dezvoltarea acestora. Vârsta medie la care femeile din România devin mame a crescut semnificativ de la 22 de ani în 1990 la aproape 29 de ani în prezent. Acest lucru este reflectat și în structura profesională a mămicilor noi, unde peste jumătate dintre ele sunt salariate, arătând astfel o integrare mai puternică în forța de muncă. Și în paralel există o creștere a comunităților de români în străinătate, unde în unele cazuri româncele conduc în numărul de nașteri printre imigranți. Mai avem un sondaj șocant apropo de realitatea mamelor din România. Un sondaj recent desfășurat în țara noastră dezvăluie o imagine îngrijorătoare a vieții de mamă, punând accentul pe starea de sănătate mentală, fizică și emoțională a femeii. Studiul la care au participat peste 1500 de femei scoate în evidență faptul că aproape 20% dintre acestea nu dispun de nici măcar o oră de timp liber în timpul săptămânii. Această statistică, bineînțeles, ne cam pune pe gânduri apropo de presiunile și de provocările cu care se confruntă mamele în societatea noastră. Situația este și mai complicată, având în vedere că dintre majoritatea mamelor intervievate, aproximativ 60% au declarat că reușesc să-și aloce între 0 și 3 ore pentru sine săptămânal. Această realitate este amplificată de efortul suplimentar depus acasă, unde multe dintre ele petrec aproximativ 30 de ore săptămânal în activități casnice, pe lângă responsabilitățile lor profesionale. O constatare alarmantă a sondajului arată că 48,46% dintre femei se simt frecvent obosite și copleșite, dedicând peste 30 de ore lunar îngrijirii familiei lor. Este un sondaj manifest inițiat de Andra Pintican, fondator al campaniei Ce rost are, care are scopul nu doar de a evidenția problemele cu care se confruntă mamele, dar și de a încuraja un dialog social mai amplu privind această temă. Păi da, că cam asta facem, adică exact. Știi tu, cu statul acasă nu chiar stai, muncești non-stop, cam asta faci. Mai avem un studiu recent realizat de organizația Salvați Copiii, care dezvăluie o tendință îngrijorătoare. Peste jumătate dintre copiii români, adică 55,1%, își exprimă dorința de a părăsi țara și de a se stabili în străinătate. Și dacă mai corelăm și cu primul studiu, cum că natalitatea în România este în declin, vedeți ce o să se întâmple în curând, peste niște ani. Această tendință este motivată în principal de dorința de a beneficia de oportunități educaționale mai bune, nemulțumirea față de condițiile de viață din România, dar și, într-o măsură mai mică, dorința de a se reuni cu rude sau prieteni care deja au plecat. Un alt aspect îngrijorător reflectat în studiu este scăderea bunăstării emoționale a copiilor români odată cu înaintarea în vârstă. Și mai avem și o știre de data aceasta pozitivă, și anume un proiect de lege adoptat recent de Senatul României prevede ca toți copiii și tinerii cu vârsta de până la 18 ani să beneficieze de gratuitate la intrarea în muzee și colecțiile publice de drept public din țară. Inițiativa propusă de parlamentarii liberali are ca scop încurajarea tinerilor să exploreze lumea artei, istoriei, științei și culturii. Acest acces gratuit la muzee este văzut ca o oportunitate excelentă pentru învățare și stimularea curiozității și a educației continue. Da, această inițiativă pentru modificarea și completarea legii muzeelor și a colecțiilor publice va fi supusă dezbaterii și votului în plenul Camerei Deputaților, foarte decizional în acest caz. Ce frumos ar fi să mergem și noi ca în alte țări, nu? Că ai fost și tu și ai văzut și ai călătorit, să mergi liber așa în muzee și să te bucuri de tot ce avem de oferit, nu? E o inițiativă laudabilă. Și cozile și tot. Da. Ar fi minunat. Îți mulțumesc tare mult, Patricia, că ai venit. Mult de tot. Ne-a plăcut tare mult să povestim. Și te cu mai drag. Vin cu mare drag. Să cu mai drag, vin. Cu drag. Avem mult de povestit pe partea de somn. Cum să nu. Mulțumim tare mult. Luăm o scurtă pauză și revenim. Ah, pregătirea pentru apariția celui de-al doilea copil în familie. Acesta este momentul când te trezești, realizând că prima dată când ai devenit părinte a fost doar încălzirea. E ca și cum ai juca un joc video la nivelul ușor și apoi brusc te trezești catapultat așa direct în finala campionatului mondial, fără niciun avertisment. Cum gestionăm situația apariției a încă unui bebe în familie, vom afla de la Mihaela Pelea, psihoterapeut integrativ. Bine te-am găsit, Mihaela! Mulțumesc mult, Dana, pentru invitație. Asta e un subiect important și avem foarte, foarte multe de discutat despre el. Așa este. Așa că o să încep prin a spune că atunci când vine un copil, odată cu el apare și un sentiment de gelozie sau rivalitate pe care fratele mai mare îl simte.
Și e necesar să abordăm sentimentele astea pe care el le are încă de la început. Cum facem, de exemplu, când primim așa vestea cea mare, că o să mai avem un bebe, da? Cum pregătim momentul? Cum îl anunțăm? Și aici depinde și de vârsta copilului, da? Exact. Nu știu, că o avea un an și ceva spre doi, că o avea trei, că o avea patru, da? Acum depinde de gradul lui de înțelegere. Depinde de gradul lui de înțelegere și cred că cel mai bine ar fi să așteptăm până crește un pic burtica, să așteptăm să treacă 3 luni de zile, da, după care să începem să-i povestim. Și să-i povestim cât mai aproape de realitate, adică să includem și toate părțile frumoase, faptul că o să ne distrăm, o să avem încă un membru al partenerului de joacă acolo, exact, nu? Da. Cu care să facem tot felul de joculețe, dar e foarte important să-i prezentăm și partea mai puțin frumoasă, partea mai grea, faptul că acest bebeluș o să mai plângă, o să se trezească noaptea. E important să nu creăm așa o imagine idealistică. Da, da, exact, da, da. Exact. Apropo de reacții. Sunt reacții și reacții. Sunt copilași care îmbrățișează această idee a venirii unui încă un copil. Sunt unii care chiar spun părinților, da, nu mai faceți și mie încă un frățior sau o surioară. Alții nu se gândesc la asta. Dar cumva îi vezi cum interacționează cu alți copii și le observi comportamentul. Uneori sunt protectori față de copiii mici, altor nu le pasă. Depinde, fiecare copil reacționează diferit. Dar cum decodificăm exact ce se întâmplă în sufletelul lui, apropo, de reacții? Am mai văzut și filmulețe, nu știu, pe YouTube. Unii împing, îi refuză, alții îi țin în brațele, dau lăptic cu biberonul. Noi cum decodificăm semnalele? Trebuie să fim foarte atenți la ceea ce simte copilul să facă și să nu îl împingem să facă ceva ce nu se simte pregătit. Adică, dacă vedem că el păstrează distanța și nu vrea să se implice neapărat în activitățile cu bebelușul, îi respectăm decizia. Adică respectăm că el nu se simte pregătit și că la un moment dat probabil va vrea să facă asta, dar o luăm ușor. Și cred că cel mai important este la început să normalizăm ceea ce simte. Pentru că, așa cum spuneai și tu, sunt mai multe tipuri de comportamente. Uneori copilul devine agresiv și părintele, pentru că e copleșit de situație, poate de cele mai multe ori să ridice tonul. Și atunci, să-l certe, normal. Să-l certe, da. Și atunci copilul se retrage, începe să se simtă din ce în ce mai trist și mai izolat și să nu înțeleagă, simte nedorit. Și destul de confuz și nu înțelege de ce dintr-o dată a venit bebelușul acesta care i-a furat iubirea, atenția părinților, da, nu? Și pe care uneori chiar spune trimiteți-l înapoi la spital. Facem retur. Nu putem să-l trimitem înapoi. Da, să vină barza să-l ia. Și atunci, înainte să apară comportamentele astea, cred că noi putem să facem, să ne agățăm de niște strategii care să ne ajute să nu ajungem în acest punct. Și cum facem, de exemplu? Apropo de gelozie, că oricum e inevitabilă. Oricât de minunat ar fi primul copil, da? Și oricât de mult am fi discutat cu el, inevitabil apare gelozia. Da. Cu un grad mai ridicat sau mai scăzut? Și este normal să se întâmple asta și cred că primul pas este chiar acesta. Să acceptăm că fratele mai mare se simte așa și să normalizăm ceea ce simte și chiar ne ducem la el noi, pentru că el nu poate să vină și să vorbească ca un adult. Atunci noi ne ducem și îi spunem, înțeleg că s-ar putea ca uneori să fie greu să fii fratele mai mare, să fie frustrant, să te simți trist și putem chiar să facem tot felul de joculețe cu el prin care să-l înțelegem mai bine, să înțelegem ce-l doare cel mai tare. Apropo de momentul în care a apărut deja copilașul în familie și are un frățior sau o surioară mai mare, spunem dacă se întâmplă să existe unele regresii în dezvoltarea primului copil, pentru că îl vede că cel mic suge acolo de la sânul mamei, s-a hrănit cu biberonul sau face chestii specifice vârstei lui. Și atunci spunem dacă intră în regresiile astea. Exact asta face și începe să plângă ca un bebeluș sau deși folosea o liță nu o mai folosește și face toate aceste lucruri pentru că vrea să ne atragă atenția. Și este foarte important ca noi să păstrăm timp petrecut cu fiecare copil. Cu fiecare individual și dacă exista o rutină înainte să vină bebelușul acasă, să păstrăm rutina cu fratele cel mare neschimbată.
Așa că nu ne apucăm să facem schimbări majore, cum ar fi să-l mutăm într-o altă cameră fix atunci, în acea săptămână, ci trebuie să ne pregătim în perioada de dinainte și să ne asigurăm că facem toate schimbările cu mult timp înainte, astfel încât el să le integreze și să fie ok cu ele. Spune-mi dacă este o greșeală pe care mulți părinți o fac, să îl responsabilizeze pe copilul mare cu vorbe de genul: acum tu ești mai mare, trebuie să ai grijă de el. Nu plânge că, uite, tu ești mai mare și fiind mai mare, tu nu trebuie să faci asta, sau trebuie să fii înțelegător, sau, nu știu, etc., varie exemple. Chiar mi s-a întâmplat de curând să fiu la o petrecere în familie și să fim două generații, generația mea și generația părinților mei, și chiar asta era discuția, când ar trebui să apară al doilea copil. Și generația părinților noștri spunea că nu, trebuie să așteptăm cam 4-5 ani ca cel mare să aibă grijă de cel mic. Da, da. Nu facem asta, pentru că ar trebui să lăsăm relația dintre frați să se sudeze și să se formeze într-un mod natural. Nu să îl punem pe fratele mai mare să-și asume această responsabilitate care este copleșitoare pentru un copil de 4 ani. Și ar trebui să avem foarte mare grijă să nu îl implicăm mai mult decât simte el nevoia să o facă. Apropo de diferența la care vine al doilea copil în familie, că sunt discuții și sunt discuții, că ar trebui să fie diferență mai mică de, nu știu, 2 ani, să zicem, pentru că ei doi cresc împreună și se înțeleg mai ușor sau se joacă între ei acolo și pentru mama e mai ușor să-i gestioneze, sau că e mai bine să așteptăm, nu știu, până la 4 anișori ai copilului, mă rog, unii, bineînțeles că trec și peste acest prag, pentru că tocmai este mai mare, mai înțelegător, o să fie mai ușor cu cel mic, o să mai plice, o să mai ajute pe mămică și așa mai departe. Cum e bine? Cred că fiecare părinte ar trebui să aleagă și că nu este o soluție care să funcționeze. Cred că niciuna nu e ușoară. Niciuna nu e ușoară, cu siguranță. Și fiecare face ceea ce simte. Ar trebui să facem asta atunci când ne simțim pregătiți. Când vine vorba de implicarea copilului mai mare în, să zicem, îngrijirea copilașului mai mic, cum facem? Astfel încât, așa cum ziceam, să nu-l responsabilizăm, dar cumva să-l facem să se simtă important, da? Și implicat. Și implicat. Și lăsăm, dacă vedem că vrea să ne aducă pampersul sau vrea să ne aducă, să ne țină el prosopul sau orice vrea să facă. Poate vrea să-i facă băiță, nu știu. Sau vrea să-i facă băiță, chiar putem, când mai crește frățiorul mai mic, să le facem băița amândurora. Îl încurajăm să facă asta și îl lăudăm atunci când face lucruri bune, spunându-i, nu știu, lucruri de genul: fratele tău mai mic e norocos să aibă un frate așa de grijuliu și bun cu el. Și cred că prin asta putem să-l ajutăm și să-i încurajăm astfel de comportamente. Faptul că bebelușul are deja un frate mai mare sau o soră mai mare îl ajută în dezvoltarea lui ulterioară, pentru că o să vadă ceea ce face primul copil, da, și atunci o să vrea și să facă poate lucrurile astea mai repede. Exact, da? Și îl împinge și îl încurajează să facă toți acești pași mult mai repede, pentru că îl tot vede plimbându-se pe acolo și jucându-se vrea și el. Da? Exact. Poate apărea competiția între frați? Poate să apară competiția și aici tot părinții trebuie să aibă foarte mare grijă să nu îi compare. Adică să nu spună: de ce nu poți să fii și tu la fel de bun ca Alexandru la matematică? Sau de ce nu poți și tu să cânți la fel de bine? Ar trebui să ne dăm seama că fiecare copil are abilitățile lui și să-i lăsăm să exploreze asta și să se ducă în direcția în care au abilitățile respective. Pentru că nu trebuie să avem copii Xerox identici. Da, exact. Da. Adică important este să le urmărești abilitățile, talentele și să-i îndrumi spre zonele acelea. Da? Da. E normal, suntem și unici. Și să renunți cumva la așteptările pe care tu le ai sau dorințele pe care tu le ai, pentru că asta este un pic egoist, dacă stăm să ne gândim. Normal. Și nu trebuie să îți urmeze practic ție viața, nu trebuie să-ți o replice, nu trebuie să faci proiecții ale tale asupra lor. Fiecare este unic în felul lui și trebuie, bineînțeles, îndrumat în zona asta. Și doar așa poate să se dezvolte într-un mod frumos. Așa este. Ce sfat le dai părinților care, uite, se uită la noi și poate așteaptă acum un bebe și e pe drum și au deja un copilaj mai mare? Cred că sfatul ar fi să se pregătească toți și să vorbească foarte mult despre asta, să comunice
și între ei și cumva să stabilească niște direcții, niște linii, ca să fie cumva înarmați atunci când vine al doilea copil, pentru că este destul de provocator. Normal. Și să mai facă schimb mami cu tati, să mai odihnește mami prea tati și exact, invers, da? Exact, și să petreacă fiecare timp cu fiecare dintre copii. este într-adevăr provocator, dar este foarte frumos și cred că primii ani de viață sunt mai grei, așa, nu? După aceea se mai normalizează așa lucrurile. Da, și apoi se joacă foarte mult și ei între așa ei. Așa este, da. Sunt adorabili oricum. Îți mulțumesc tare mult, Mihaela, că ai venit și te mai așteptăm cu mare drag la Părinte la Fix. Mulțumim. O să vin cu drag. Mulțumim. Mulțumim frumos. Iar acum mergem mai departe și vorbim despre obezitatea la copii. E o problemă serioasă, cel puțin în România. Obezitatea la copii este o afecțiune complexă care apare atunci când copilul depășește greutatea normală pentru vârsta și dezvoltarea sa. Indicele de masă corporală pentru copii este diferit de cel al adulților. În cazul copiilor, acest indice ține cont de vârstă și sex. Potrivit OMS, o persoană supraponderală are un indice de masă corporală de peste 25, iar o persoană obeză are un indice de peste 30. În ultimele 4 decenii, rata obezității infantile la nivel mondial a crescut de 10 ori, numărul copiilor diagnosticați cu obezitate ajungând la 124 de milioane potrivit OMS. Autoritățile din România nu urmăresc însă acest fenomen. Singurul studiu oficial este din 2015 și arată că la toate grupele de vârstă studiate, adică 7-9 ani, ponderea copiilor cu probleme de greutate este de peste 25%. Copiii care suferă de obezitate sunt mai susceptibili de a fi obezi și când vor ajunge la vârsta adultă. Copiii obezi prezintă un risc mai mare de a dezvolta afecțiuni cardiovasculare, endocrine, gastrointestinale, neurologice sau afecțiuni ortopedice. În plus, copiii care suferă de obezitate prezintă un risc mai mare de a se confrunta cu izolarea socială, stima de sine scăzută, anxietate și depresie. Cauzele obezității infantile includ obiceiuri alimentare nesănătoase și inactivitate, factorii genetici, copiii cu obezi în familie au un risc crescut de a dezvolta afecțiunea și alimentele pe care școlile și centrele de zi le servesc copiilor și publicitatea alimentelor de tip fast food și a snacks-urilor. Deci, dieta care are un conținut ridicat de sare, zahăr și grăsimi, în combinație cu activitatea fizică redusă, reprezintă principala cauză a obezității la copii. Strategii de prevenire a obezității la copii includ o alimentație sănătoasă, activitate fizică regulată și reducerea sedentarismului, cum ar fi telefonul, jocurile sau televizorul. Axați-vă pe un stil de viață sănătos, nu pe atingerea unei anumite greutăți. Învățați-l pe copil să aibă o atitudine pozitivă și sănătoasă în ce privește mâncarea și exercițiul fizic, fără să scoateți în evidență greutatea. Dacă nu vor fi luate măsuri de prevenție ca educarea populației privind nutriția corectă și importanța sportului, până în 2030, în România vor fi aproape 500.000 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani care vor suferi de obezitate, potrivit Federației Mondiale a Obezității. Indicele de masă corporală reprezintă un factor oficial, recunoscut științific, de calcularea greutății ideale pentru o viață sănătoasă. În practică, IMC măsoară greutatea raportată la înălțime și este un instrument care poate stabili grupa de greutate în care se încadrează persoana sub ponderal, normal, supraponderal, obezitate de gradul 1, de gradul 2 și morbidă. IMC se calculează împărțind greutatea la înălțimea la pătrat. Mergem mai departe și abordăm un subiect de interes, kinetoterapia pentru bebeluși și copii. Mersul la kineto poate fi esențial pentru dezvoltarea sănătoasă a micuțului vostru. Aflăm ce să urmărim în dezvoltarea copiilor noștri și când avem nevoie de implicarea specialistului de la Alina Preda, kinetoterapeut pediatric. Bine te-am găsit, Alina! Bine m-am găsit, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu azi aici. Și eu mă bucur și este un moment foarte bun să vorbim despre copilașii noștri, despre când îi ducem la prietenul nostru, la kineto, pentru că observ așa în jur părinți care descoperă mici probleme, să le zicem, da, în dezvoltarea lor motorie, da? Și uite, chiar vreau să-mi spui cum contracarăm, da, eventualele probleme și când le rezolvăm așa rapid, să fim eficienți.
Cel mai bine în orice tratament nu este, de fapt, tratamentul, este prevenția. Și atunci este mult mai bine să prevenim problemele care pot să apară în dezvoltarea copilului din primul an de viață, din primele luni de viață. Și pentru asta recomandarea mea este să devină mersul la kinetoterapeut, precum mergem și la un pediatru, precum facem un consult lunar, periodic, ca să vedem care sunt achizițiile motorii, să vedem care sunt semnele fiecărui copil, pentru că fiecare copil are dezvoltarea lui proprie și personală. Apropo, că noi suntem cu nasul și citim acolo, ba pe net, da, ba în diverse cărți grafice și așa mai departe, dar noi ne informăm, ceea ce e foarte bine că ne informăm, exact, dar la un moment dat intrăm și în panică, știind atâtea lucruri și uitându-ne la copilul nostru și începem și facem acele comparații și zicem, a, păi la carte scrie că trebuie să fac asta, dar copilul meu nu face asta acum, e ceva neregulă cu copilul meu. Ei, și atunci îmi spui, care sunt bornele importante din această dezvoltare și cam care e marja, să zicem, când trebuie să ajungă copilul la bornele acelea? Da, da, da. Niciun copil nu se află în graficul din cărți. Adică asta acele... e reconfortant, ce am scăpat. În sfârșit, nu, cineva nu care zice asta. Da. Exact. Acele grafice sunt pentru noi specialiști, ca să avem așa o idee, să ne dăm seama, să ne orientăm în funcție de ele, dar pentru un părinte, dar poate să fie foarte, să creeze foarte multă anxietate, să urmăresc tot timpul acel grafic. La 3 luni trebuie să se întâmple asta și nu s-a întâmplat. Și să vedem, ok, dar poate nu s-a întâmplat pentru că am avut alte probleme, pentru că copilul poate, bebelușul poate a avut reflux și din cauza asta nu reușește să-și țină încă căpuțul la 3 luni, de exemplu. Da. Și sunt foarte multe lucruri care afectează, foarte mulți factori care afectează dezvoltarea copilului și cumva îi schimbă aceste marje, aceste standarde. Uite, apropo de reflux, foarte interesant. E vreo legătură între asta și dezvoltarea lui? Da, 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 da. Este o foarte mare legătură, pentru că refluxul gastroesofagian predispune la niște poziții vicioase. Copilul are tendința să stea cu capul pe spate, în hiperextensie, este mai agitat, are o stare permanentă de iritabilitate și atunci toate lucrurile astea e clar că nu îl vor ajuta să se dezvolte armonios. Nu neapărat la timp, dar armonios. Dar recuperăm prin kineto, nu? Se recuperează, așa, bineînțeles. Nu? Se recuperează și nu neapărat doar prin kineto, dar pot fi exerciții pe care părinții să le facă acasă atâta timp cât știu de ele și știu ce să urmărească. De asta este foarte importantă evaluarea și consultul copilului, mai important decât a citi informația. Uh-huh. Pentru că fiecare copil are nevoie de propriile lui exerciții, de propria lui abordare. Uite, și atunci cu așa putem să-i ajutăm cel mai mult. Uite, ne gândim la momentul în care el, să zicem, o să se ridice în șezut sau când o să-și păstreze o poziție în șezut. Și sunt și anumite întârzieri la capitolul acesta. Da. Cum e ok să-l stimulăm la acest moment? Da? Sunt și tot felul de chestii pe care poți să le pui, gen pernuță, să-l fotoli, să-l așezi, să nu știu ce. Cum e bine să procedăm? Pentru că iar intră oamenii în panică și se gândesc, aoleu, începe diversificarea, copilul, da, și scrie acolo la carte, copilul trebuie să stea în scaunel și tu îl pui și îl vezi cum se plăștește, cade în stânga, în dreapta, nici de cum nu o să stea drept din prima. Și atunci, exact, cum facem? Ăsta cred că este unul dintre subiectele mele preferate. Deci, de câte ori am avut discuția cu diversificarea și statul în fund, da, de mii de ori. În primul și în primul rând, prima informație de care trebuie să ținem cont este că diversificarea nu se începe doar pentru că stă copilul în fund. Sunt alte criterii pe care le urmărim atunci când începem diversificarea copilului, ce țin de dezvoltarea lui, împreună cu medicul pediatru, bineînțeles, dar faptul că stă sau nu stă în fund, asta nu e acel da sau nu. Sunt niște axe, un aliniament corporal pe care noi îl urmărim și vrem să ne asigurăm că copilul nostru are acest aliniament. Și atunci acest aliniament poate fi obținut în scaunul de masă, sau într-un scaun care se reglează și se dă un pic mai pe spate, sau improvizând în momentul în care cade într-o parte, să încercăm să punem acolo un prosopel sau ceva, cât să-l aducem, cât să-l îndreptăm. Da. Dar, din nou, este în funcție de dezvoltarea fiecărui copil și atâta timp cât noi am ținut cont de toate etapele de dezvoltare până la 6 luni,
Pentru că pregătirea pentru diversificare nu începe de la 6 luni, începe încă din prima lună de viață cu subtul. Da, da, da. Sunt elemente foarte importante și noi dacă avem grijă să le parcurgem pe toate și să fim conștienți de ele și să le stimulăm corespunzător, atunci în momentul în care vine acea vârstă cheie de 6 luni, putem să avem grijă să facem din diversificare un moment plăcut, că despre asta e vorba, să fie un moment plăcut și pentru copil și pentru părinte și să nu mai creeze atât de multă anxietate. Iar ridicarea în funduleț o putem stimula prin mișcare. Încercăm să ajutăm copilul să ajungă el singur în această poziție, să-i oferim spațiu să se miște, să-l punem de vreme pe un covoraj de joacă pe jos, să nu utilizăm sisteme restrictive, perne sau mai știu eu ce, care să-i imobilizeze, să-i dăm spațiu să se miște și ușor, ușor el va trece la această etapă în ritmul lui. Cu ce provocări așa pe partea asta motrică se confruntă copilașii pe care tu i-ai văzut și cu care tu ai lucrat? Au probleme diverse, să zic așa. Cred că cel mai des întâlnesc torticolis, asimetrii, pentru că și noi suntem asimetrii, da. Dar cumva acea asimetrie trebuie un pic supravegheată și ținută în frâu, uh-huh. Să nu devină o patologie. Torticolisul este când privește, nu? Când într-o parte. E întors într-o parte, exact, nu? Exact. Da. Probleme de tonus muscular scăzut sunt destul de frecvente și acest tonus muscular scăzut nu înseamnă neapărat o boală, dar înseamnă că nu e stimulat suficient? Copilașul va avea dificultăți în a realiza anumite etape. Uh-huh. Și atunci trebuie da un pic mai multă stimulare față de un tonus muscular normal. Uite, apropo de motricitatea asta fină despre care se tot vorbește, cât este de important să-i stimulăm copilului motricitatea fină și să-l învățăm să facă tot felul de lucruri cu degețelele, să apuce, să simtă și așa mai departe, pentru care are o mare importanță mai departe în dezvoltarea lui și a limbajului și a tot. Exact. Da. Motricitatea fină, de obicei când spunem motricitate fină, ne gândim fix la acele activități cu degețelele, foarte de pus mărgele. Migăloase, pe, așa. Exact, da. Migăloase. Dar motricitatea fină poate fi stimulată și senzorial la nivel de palmă, faptul că îi oferim copilului texturi pe care să pună mâna, faptul că lăsăm să experimenteze, că lăsăm și cu mâncarea, să bage mâna în mâncare, să o ducă la guriță, să se murdărească, uh-huh. Să se murdărească cu diverse texturi, asta îi ajută foarte mult, odată pe motricitatea fină de la nivelul încheieturii, mâinii și așa mai departe, dar și pe partea cognitivă. Tot în sprijinul viitoarelor achiziții motorii. Așa este. Și știu că și la creșă, de exemplu, în primul an de creșă, se lucrează foarte mult pe motricitate fină. Da? Sunt încurajați exact. Copilașii, pentru că unii poate au întârzieri, poate că nu sunt încă, nu? Exact. Și își formează toate mecanismele astea de integrare senzorială, pentru că vedem foarte mulți copii care au preferințe alimentare, dar nu preferințe alimentare de gust, ci de textură. Pur și simplu nu le place cum se simte carnea sau broccoli sau nu le place că mestecă foarte mult la un aliment. Da. Sau, nu știu, enervează etichetele hainelor. Da, sunt lucruri care apar destul de frecvent și asta țin de integrarea senzorială, care cel mai mult se face la nivel de palme. De asta la creșe e foarte bine că îi lasă și îi încurajează să se joace foarte mult. Așa este. Aline, avem o rubrică foarte faină, se numește Întrebările părinților. Asta înseamnă că părinții sunt cu ochii pe noi și ne trimit întrebări în timp real și mă bucur tare mult că ne urmăriți și că sunteți activi. Așa că haideți să vedem ce curiozități aveți. Întrebările părinților. Cum putem să încurajăm și să susținem dezvoltarea motorie acasă, apropo de activitățile pe care părinții le pot face cu cei mici? În primul rând, pusul o luăm de la vârstele mici, de la zero. Două luni încolo, așa, de la exact, zero. Exact, de când ajungem cu copilul acasă, primul pas este să îi schimbăm foarte des poziția. Bun. Să stea pe burtică, să stea pe spate, să stea în lateral, să găsim locuri în care putem să îi poziționăm în siguranță, fie că e vorba de pieptul nostru, pe picioare, pe o canapea sau pe patul de lângă noi, dar să le oferim experiența unei noi poziții foarte des. Pe măsură ce cresc, la fel să le dăm spațiu să se miște, să nu îi îngrădim cu tot felul de sisteme sau leagăne sau țarcuri, mai știu, să-i lăsăm cât mai liberi, da, exact, să-i lăsăm cât mai liberi,
să le amenajăm un loc al lor de joacă pe o salteluță, pe podea, da, în care să se miște, să se desfășoare. Și pe măsură ce crește să încercăm să le oferim spațiu. Cred că asta este cel mai important, să le oferim spațiu, să vedem că copiii ne transmit de obicei cam ce activități le plac și ce nu le face plăcere. Sunt copii mai motriși care se mișcă foarte mult, care explorează toată casa și atunci ei au nevoie, în primul rând, de siguranță. Cunoaștem. Și... Nu știu, îmi pare cunoscut. Mi-amintește de cineva. Da, exact. Și da, de spațiu. Și sunt copii care preferă să stea acolo, să facă un puzzle, să-l mingălească. Da, da, acelora da, putem să le oferim o poziție corectă pe un scaunel, la o măsuță înaltă, astfel încât să protejăm coloana și spatele și aliniamentul. Iar pe cei foarte activi... Îi ducem la sport, așteptăm să crească, să meargă la exact, sport și să-și consume acolo energia, să dezvolte și ei frumos și să dormim exact și noi într-un final. Mulțumesc tare mult, Alina. Cu mult drag. A fost foarte plăcută discuția noastră și mă bucur că ne-ai oferit așa multe informații utile și te mai așteptăm cu drag. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumim. Sper că v-a fost de folos. A fost foarte frumos. Mulțumim tare mult. Cu mult drag. Asta a fost tot pentru astăzi. Dragi părinți eroi, vă invit cu drag să ne reîntâlnim și mâine pentru o altă ediție plină de sfaturi utile și, uite, povești amuzante. Nu uitați, orice moment petrecut alături de copilul vostru contează. Pe mâine!